Hai că e târziu. Ți-am adus pachetul. Uite și mobilul. Mai încerc o dată. Mai încerc. Am chemat deja mașina, e la poarta din deal. Hai, Doamne ajută. Să nu te vadă nimeni. Doamne ajută. Ia și telefonul. Vezi să nu-l pierzi. Bă, da proste. Ai în dreapta lângă mine. Ai în dreapta, nu mai pierde timp. Zicea mai ca mine că doar pe mine mă luați. Așa o fi zis, dar nu conduce ea mașina. Fiecare cu treaba lui. Eu cu taxiul, ea cu mătânie.
te-am oprit înainte să mă schimb? Ce este schimb? În haine de oraș. Vrei să schimbi în haine de oraș? Pe unde să oprim aici? Printre case? Atunci mai încolo? Unde puteți și noastră? Nu știu. Vedem dacă avem timp după. La pădure. Dar nu ne-am mai întâlnit? Ba da, în duminică mare. Ne-ați dus pe mai multe la schid. Ai fost și tu acolo când a nins sus, da? Doamne, Dumnezeule, ce timpuri! S-a întors umea cu fundul în sus. Păi am ajuns să facem iarna plajă și vara ne chinuim să scoatem mașina din zăpadă. Să urmea ce face. Bine. A început ascultarea la bucătărie, au mutat-o de la grădină. Când? Săptămâna trecută. Dar ce a făcut? N-a făcut nimic. Fi făcut ea ceva de omotat-o? Nu, i-a venit rândul, a mutat-o stareța. Atunci ați făcut voi ceva. Până acum gătește sormea, v-a pedepsit maica stareță. A căzut beleaua peste voi. Vedeți să nu o lăsați la ciuperci, că nu prea știe să le aleagă pe alea bune. Na, cu 4 ani de grădinărit, o fi bună și o schimbare și pentru ea. Tu câți ani ai? 19. Fac 20 în noiembrie. Păi și cum vă trimit așa copiii la mănăstire? Dar nu m-a trimis nimeni, am vrut singură să mă duc. Da, ai vrut tu. Știți voi la vârsta asta ce vreți. Numai gărgăune aveți în cap. Eu am zis întotdeauna, nu te duci așa cu capul înainte, măi, că e păcat. Mai stai, mai te gândești, că viața nu-ți dă a doua șansă. M-am gândit bine. Oameni vestiți de dimineață, mai dă un... Umblă așa toată ziua și taie frunze la câini. Își beau ajutorul social până mor. Le-am zis în iune, veniți bă că vă dau fân gratis. M-a venit și-l cosiți. Vezi că a apărut cineva? Ce să vină aici să muncească? Își primesc alocația la sfârșitul lunii. Mai bine stă frumos în cârciumă toată ziua. Și în oraș unde te lasă? La spital. A, păi foarte bine, că nu te-am încurcat deloc. Uite, și pe dumnealui tot la spital îl duc. Ți-a spus Mihaela cu venitul înapoi? Maica mine? Da. Foarte bine. Deci ne vedem la 5 la gară, da? Vezi să nu întârzi, că nu stau după tine. Ai numărul meu? Nu. Taxi albu. Ai numărul pe spate cu pixul. Bă, da, prostă. Voi acolo înăuntru ziceți cum vreți, dar aici Mihaela o cheamă pe sorbe. Ne-am înțeles? Nu mai ca mina. E unde Dumnezeu meu e? Doctor! Domn doctor! Unde sunteți, domnule, că e târziu? Gândește în orice fierbinte, unde poate dar în minte. Au! Ce faceți? Ce cauzeți? Nu vrei să vorbești cu mine? Ha? Nu vezi că e interzis aici. Poate te mai prind pași data viitoare.
surpriză pentru ascultătorii noștri, bineînțeles, muzică bună, muzică veche. Masca și cu farurile sparte. Capota până la jumate praf și ea. Și omul n-a pățit nimic? El nu, doar calul. S-a răsturnat căruța și el a căzut în șanț, în iarba aia mare, n-a pățit nimic. Doamne, păzește! Bună dimineața, domnișoară. Bună dimineața. Va, că am pus nevasta la ceva cheltuieli, domn doctor. Da. Plus căruța și calul, că o să vă ceară omul. A, cu omul cred că mă înțeleg, că pare om de treabă. Dar cu mașina e mai rău, că o să dureze mult. Păi da, azi timpul e cel mai prețios. Dar ați avut curaj, domn doctor, să vă lăsați nevasta să-și ia carnet. Adevăr că veniți cu altă mentalitate. Eu unul nu m-aș fi încumetat. Dar ce faci cu aparat? Cum adică? Adică mă supăr, albule, zău. Păi nu se poate, domn doctor. Ce nu se poate? Păi nu mai pot ca înainte. Acum controlează. Dacă mă prinde, dă amendă, mi-a licența, nu pot. Ce se prinde, mă? Cine te oprește la ora asta? Nu vezi că de ceasul... Te rog frumos, dacă îmi faci asta de fiecare dată când mă duci până îmi fac mașina, mai bine merg cu microbuzul. Domn doctor. Hai, te rog frumos, uite, ia de aici, oprește drăcia aia și dă să mergem, că așteaptă și măicuța după noi. Ce-mi faceți, domn doctor? Auzi, dar chiar așa, pentru dânsa de ce n-ai pornit aparatul până ați venit aici, a? Păi dar cum să-l pornești, domn doctor, se poate? Păi uite că se poate, pentru unii pornești, pentru alții nu, nu? E corect așa? Mă scuz, domnișoare, chiar n-am nimic cu dumneata, dar e vorba de principiu aici. De ce să fie unii favorizați doar că sunt cu biserica? Da, nu favorizează nimeni pe nimeni. E, nu, le-au dat pământuri, scutiri de taxe, ai văzut ce mașini luxoase au? Da, asta e cu totul altceva, domn doctor. Nu e altceva, albune. Unii oameni mor de foame aici. Iar lor le dă tot. Unde întorci capul, o biserică nouă, o mănăstire. E corect așa? Au și mănăstirile rostul lor. Domnișoară, am înțeles că mata merge tot la spital, nu-i așa? Da. Pentru ce probleme? Mă doare capul. Din când în când sau întotdeauna? Depinde de zile. Și când te doare, te doare doar într-o parte sau așa, peste tot? Tot așa. Tot așa ce? Depinde de zile. Într-o zi doar într-o parte, într-alta peste tot. Asta poate fi de la presiune din aia, intracranian. Tu taci din gură și fii atent în față. Și de când asta, domnișoară? Nu mai știu. De o săptămână, de o lună sau de mai mult timp? De 3-4 săptămâni, așa. Și medicație ai luat? Pastile, vreau să spun. Nu. Păi nu, să nu iei. Că ai rugăciunea. Se duce în biserică, îngenunchează, se roagă și în 2-3 zile, gata, i-a trecut. Dar uite că nu ți-a trecut. Lăsați-o în pace, domn doctor. Eu o las, albule, dar nu ne lasă ei pe noi. Dacă îi doare ceva, nu iau nimic, nu se duc la doctor, fugare pe jur la mănăstire, că acolo se rezolvă tot. E, dar are și mănăstirea rostul ei. Ne mai vin și nouă turiști prin părțile astea uitate de lume. Asta da, înțeleg, se ducă turiștii, dar nu ăștia bolnavi. A nebunii lumea. De-aia mor și oameni și copii și... Cine moare? Cum cine? S-a vindecat de cancer cineva prin rugăciune? Vaccinăm copiii cu aghiazmă? Chiar așa, domnișoară? Dacă rugăciunea asta e cea mai bună dintre toate. Uite, vin eu mâine dimineață acolo la voi la mănăstire și vă fac analizele la toți. Să iasă toate perfecte. Să găsesc o mănăstire de Superman. De la primul până la ultimul, că nu-i așa, vă rugați de dimineață până noapte. Ar trebui să fiți sănătoși tu, toți. Să nu găsesc unul cu glicemia sau cu colesterolul mărit. Păi n-are cum, domn doctor. Păi eu ce spun? Sigur că n-are cum. Nu, adică dânsa e de la mănăstirea de magi. N-are cum să fie acolo Superman. Hai, lasă-mă.
Poate doar din astea, cum le zice. Că și-a luat și nepoțica Wonder Woman. Hai că mai glumim și noi. Da, dar nu-i de glumă, Albule. Vieții oameni cred în bazaconile lor și mor pe capete. Domnișoară, când ajungem la spital, vă duc eu direct la doctorul Mihaiescu, la neurologie. Noi ne ocupăm cu altceva. Mulțumesc. Și să nu uitați, vă rog, să opriți să mă schimb. Hai să ajungem la pădure. Dacă am zis că opresc, opresc. Unde vrei să opresc aici? Bine ai venit alături de noi pe 104,6 MHz și după Iacașa, o altă piesă celebră din repertoriul muzicii românești. Uite așa. Aude, frate! E, unde le bagă el pe șosea? Uite-te la el. Hai de bre, că-ți curge laptele pe drum. Hai, mă. Ia vezi, poate te schimbi pe aici pe undeva. Hai, repede. Domnul, un pic să mă împingeți pe dreapta și dau eu de capul de mine. Vă rog frumos. Albule, și eu cât să cer că ți-i prin mașina, nu? Haideți, domnul. Haideți! Ia uite-le, mă! Pune frâna, mă! Bă, nu se poate! Hai de mine, Albule! Haide, mă! Hârști!
ce ne-a mai spune oare și cum să sper. Era muzică adevărată pe vremea mea. Nu bufniturile și bocăniturile astea de acum. Aia, tot așa ziceau și bunicii, domn doctor, că doar muzica lor era muzică. Cine avea radio, cine nu. Și n-avea nimeni pe vremea aia, săraci. Ce voce avea fata asta, păcat, e? Mare păcat. Parcă suntem blestemați, zău, așa. Poate veni odată cineva să aibă grijă și de țărișoara asta noastră. Tu mai crezi în minuni, albule? Ascultă la mine, că am văzut mult în viață și în meseria mea. Suntem toți la fel, o grămadă de oase, mațe și grăsime. N-are cine să vină să facă ceva, o minune, și să ne mai scoată din rahatul ăsta. Rămâne la 5 la gară, da? Mă sun dacă ceva. La 5 mergi înapoi? Păi atunci îmi termin cursele. Foarte bine, vin și eu. Auzi, dar nu mai bine vii tu și ne iei tu de aici? Nu, domn doctor. Veniți la gară, vă iau de acolo pe amândoi, că am și eu treburile mele, da? Și cu ce să ajung la gară? Bine, te sunem mai târziu și stabilim atunci. Da. Lasă-l tu pe domn doctor. La 5 rămâne la gară, da? Hai, bate. Vă da prostă. Domnișoară, hai cu mine, te rog. Săruna, doamnă. Bună ziua, domnul doctor. Domnul doctor Mihaiescu este? Este. Imediat vă rog. Ce faci, măi, Ivane? Bine, cum mă știi? Nu prea te mai văd. Tot la parter? Tot. Dar din ianuarie vin numai marți și vineri, de asta... Și te descurci? Da, mă descurc. Am vorbit la direcție și mă plătesc la fel. Tu? Bătrânețele, mai am 3-4 ani și ești la pensie. Eu ce să mai zic? Uite, te rog, ia-o pe domnișoara prima, că vine de la drum lung. Bine, termin întâi ce am acum și o iau imediat. Ce faceți, dumne? Noi stăm aici la rând și dumneavoastră uitați în față. Mă, băiete, mă. E medic dumnealui. Unde te pornești așa? Hai că eu mă duc. Dacă am timp, vin mai târziu, mai vorbim, da? Da. Hai, mulțumesc mult. Fii liniștită. Ne vedem la 5. Mulțumesc, la revedere. Stai frumos aici și te chem cum termin, da? Și aveți, mă. V-a dat strechea, neuroni. Stai aici cât e nevoie, da? Nu te ridici și nu pleci până nu te simți bine, că nu vreau să înmețești, bine? Bun, ai niște apă la tine? Da. Dai niște apă și vreo 2 ore să și mănânce, să mănânce bine, da? Aici în urmă, dacă se întâmplă ceva, mă sună. Ai prescripție pentru analgezic, totul e bine, da? Bun. Hai. Ne vedem peste 3 zile. Cristina Tofan? Cristina Tofan? Eu sunt. Ah, păi hai. Îmi iau lucrurile cu mine? Da, hai.
curaj. Pregătește-mi și mie, te rog, niște mânuși. Hai, curaj! Să vă puțin la poartă. Acolo. Așteptați o secundă, vă rog. Da, am venit. Ce te uiți așa la mine? Aia, n-am mai văzut de mult femeie frumoasă, Lizuca. Zi-mă că vrei să rămâi cu doamna și ieșim cu toții afară. Hai mă, ce dracu, lăsați-l în pace cu să-și ia el. Spuneți, vă rog. Haideți mai aproape. Spuneți. La domnul inspector șef, la 25. Păi ce mai e pe etaj cu noi? Nu l-au mutat la 4, la economie? A, încă nu. Nu scapă mai așa ușor de el. Dar ce treabă aveți? Aș spuneți. Ia zi, Florine, ce mi-ai adus? Da, domnul comandant, Bordei Ciprian, 36 de ani din Măstacăt. Fals intelectual, uz de fals și înșelăciune. A, tu ești mă ăla cu certificatele false, mă? A? Mă, uite. Bă, da, prost ești. Și întreb, cum nu puteai să te oprești la timp? Lucrai o lună, două, te apucai de altceva, nu te găsea nici dracu. Acum, dacă te-am prins, asta e situația. Trebuie să suporți consecințele. Dura lex? Sed lex. Ce mă știi și la tine? Bravo! Uite, dacă ar fi toți ca tine... Băi, Bodola, băi, ce a zis, mă? Nu știu, domn șef. Mai deschide și tu o carte. Florine, hai să mergem, că ne apucă seara. Haideți, mă. Domnul inspector șef e acasă și-a luat liber până la sfârșitul săptămânii. Vreți să lăsați un mesaj? Nu. Sunteți sigură? Da. Mulțumesc frumos.
vă doriți? Mă scuzați, am greșit apartamentul. Pe cine căutați? Pe doctorul Ivan. Doctorul Ivan? Nu cred că stă vreun doctor pe scara asta. Ce adresă căutați? N-am vrut să vă deranjez, mă scuzați. Dar nu e niciun deranj. Ivan, și mai cum? Ai terminat deja? Da. Du-te și mai repede 10 minute, că vin și eu, da? Bine. Stați așa că sună vecină și aflăm imediat, da? Bună ziua, sunteți vedat? Da. Nu. Mulțumesc mult. Bună ziua, sunteți vedat? Mulțumesc. Vă deranjează fumul? Vreți să o sting? Cum vreți dumneavoastră? Haideți, mai bine să o stingem. Țigară păcătoasă. Puteți să o terminați dacă voiați. Mai bine nu, că și așa mă chinui să mă las, dar nu reușesc. Nu vă supărați că vă întreb, dar aveți ceva probleme? Poftim? Întreb așa, că văd că mergeți la mănăstire. Nu, deloc. Ce vârstă aveți? 19. Și știu părinții, familia, unde mergeți? Nu e bine să mergeți așa fără să spuneți nimănui. Orice problemă trebuie discutată, cu familia în primul rând. Nu e treaba mea, îmi cer scuze, m-am băgat și eu cam uscat în lapte. Nu, nu e nimic. Putem să primim undeva mai încolo să mă schimb, vă rog? Să vă schimbați? Sigur că nu. Mulțumesc. Puteți da drumul la muzică? Radio sau CD? Vreți ceva anume? Ce aveți? Să vedem. Julio Iglesias, Toto Cutugno,
Aba. Ricky Poveri. Urbano și Romina. Vă place muzica modernă? Soția mi-a făcut compilații. Zice că merg bine la drum lung. Acum dacă zice soția, faci ce zice ea. Ăsta nu știu ce e. Gică Petrescu. Nu-l știți dumneavoastră, sunteți prea tânără. Îl știu, cum nu. Chiar îl știți? Uh-huh. Peste Elvis al nostru nu moare niciodată. Pe Elvis a murit. Păi și Gică Petrescu a murit. Ziceam și așa, l-a figurat. Apropo, știți ce a zis Tutankhamon, faraonul ăla egiptean, când i-au deschis să ia mormântul? Păi îl știți? De-aia zâmbit. Știți bancul? Nu, nu-l știu. Chiar nu? Uh-uh. L-au scos ea din mormânt și când a făcut la ochi, a întrebat dacă mai cântă Gică Petrescu. Ce facem, îl punem? Sau poate vedem ce-i la radio? Hai, vedem ce-i la radio. Uite, și aici tot muzică veche. E bună și asta. Lăsăm aici? Lăsăm. La mănăstire vă aștept, rămâneți acolo sau vă întoarceți în oraș? Rămân acolo. Și soția dumneavoastră ce face? Poftiți? Ce lucrează? Nu mai lucrează. Acum aș caută servici. Dar e bine, acum care grijă de aia mică. Ce faceți? Nu spune că vreți să te schimbi, că nu mai e unde, acum și ajungem. Unde mergem? Nu mergem nicăieri, opresc acolo jos. Băi, frate, ce grob e, uite. Uite și tu unde ne-am băgat. Nu trebuie să mergeți până jos. Să rupi mașina. Lasă că nu e nimic. Poți să te schimbi acolo după pot, nu te vede nimeni aici. Hai că ți arăt. Așa. Hai că eu te aștept aici. Îmi oprești aparatul cât stă să nu fie frică.
Thank you.
Bună ziua. Sunt Maica Stareță Sebastiana. Vă salut, inspector principal Marius Preda. Ne-am înțeles la telefon că aveți voie să căutați în chilie, nu să stați de vorbă cu alte măicuțe. Așa, și? Păi una vorbim și alta facem? Facem tot ce trebuie ca să-i dăm de cap. Dacă doriți, eu pot să vin cu mandat, cu sirene, cu presă și putem să facem și așa dacă trebuie. Dumneavoastră alegeți. Bun. Dumneavoastră sunteți, nu? Azi mai aproape, nu vă mănâncă nimeni. Ce stați așa? Erați prietene bune? Toate suntem prietene aici. Da, am înțeles că voi două erați mai apropiate. A știut de plecarea ei? Nu. Nu v-a spus nimic? N-a menționat niciodată nimic? Nu. Păi n-ați vorbit în dimineața aia, nu v-ați întâlnit? Nu. Da, ați spus cuiva că ați văzut-o? Nu, n-am spus. Sunteți sigură? Da. Deci nu știți de ce a plecat așa nevoit? Nu știu. Nu știți nimic? Nu mai insistați, vă rog eu frumos. Vedeți că fata nu știe nimic. Puteți să o chemați pe Mihail Albu? Merg și eu două pe Maica Mina. Ați terminat de căutat aici? Da, am terminat. Și? Ați găsit ceva? Atunci sper că asta e tot. Noi o să ne rugăm la Dumnezeu să soluționați cazul cât de repede se poate. Maică stareță, ați auzit ce a pățit măicuța, da? Am un suspect care nu vrea să recunoască nimic, a trebuit să-i dau drumul în câteva ore dacă nu găsesc ceva. N-am nevoie acum nici de Dumnezeu, nici de rugăciuni. Am nevoie de ajutor, nu de bețe în roate. Ne-am înțeles? Să știți că greșiți. Nu era măicuță. Cine? Cristina Tofan nu era măicuță. Era în perioada de probă. Era cu noi de 2 luni, nici atât. Păi cum nu era măicuță dacă stătea la mănăstire? Cine vine la noi și vrea să stea, primește haine și chilie în aceeași zi. Noi nu facem nicio diferență. Da, perioada de încercare durează 2-3 ani, câteodată și 10. E greu. Mulți își dau seama că nu sunt făcuți pentru asta și pleacă. Or fi plecăm mulți, dar nu și ea. Că ea se întorce aici când s-a întâmplat, nu? Domnul inspector, hai să nu amestecăm nici cu fetele, nici cu mănăstirea. Domnișoara nu era măicuță și nu aparținea de locașul nostru. Vă rog eu frumos să mă înțelegeți. Noi ne trăim viața retras, în pace și rugăciune, atâta vrem. Da. Vă rog să ne lăsați să vorbim singuri. Ați auzit? Nu mai aproape. Zi. Știi de ce a plecat fata? Nu. N-ai nicio idee? Nu. Dar știi că vrea să plece? Nu știu nimic. Păi n-ați vorbit în dimineața aia sau cu seara înainte? Nu ne știam prea bine. Am mai avut grijă de ei, am mai arătat ce și cum că era nouă, dar nu prea vorbeam. Deci nici tu nu știi nimic? Nu. Am înțeles. Al cui e telefonul ăsta? Al meu. Și cum a ajuns la Cristina? Nu știu. Păi, cum putea să ajungă? I l-ai dat tu? Nu. Atunci? Poate mi l-a luat din cameră. Aici nu-și încuie nimeni ușa, nu punem preț pe lucruri. Deci o faci hoață? Nu. Păi cum nu, dacă știi că ți l-a luat? Și când ți l-a luat? În dimineața aia? Da. Am înțeles. Asta după ce ai vorbit cu fratul să vină cu taxiul să o ducă la spital? Sau înainte? Păi vezi?
Ce credeai că ești la spovedanie? Ce să spui doar ce vrei tu? Ai spui tot. Hai, gata, că nu-ți face nimeni nimic. De când știai? De 2 săptămâni, de când știa și ea. Și cum a aflat? Și-a făcut testul. Păi de unde a avut ea test aici? Și cu programare la spital tot tu? Nu, ea s-a ocupat singură. Eu n-am mai ajutat-o cu nimic. I-am mai dat mobilul atât. Altceva mă știi? Cum i-a fost aici? Era fericită sau ai văzut-o plângând? Era bucuroasă. Am mai văzut-o plângând de câteva ori, dar rar. Avea probleme cu cineva sau se înțelegea bine cu toată lumea? Era o fată foarte liniștită. Toată lumea o plăcea. De tatăl copilului a spus vreodată ceva? Nu. Am văzut că tot încearcă să sune, dar n-am întrebat niciodată. Bine. Poți să pleci. Hai, du-te! Telefonul nu-l mai vezi, rămâne probă la dosar. Să nu-i faceți nimic lui, frate meu, că el n-are nicio vină. Cum n-are nicio vină? Te pomenești că nici tu n-ai nicio vină, nu? Nu? Păi cine a ajutat-o pe fată să iasă de aici? Hai, du-te! Auzi? Vezi că ai mințit. Ce faci, mă, ești turist? Hai, domn șef. Hai odată. Nu faci că e bine. E foarte bine. Doamne ajută. Mișule! Să rămână. Gata, mă. Mergem pe la sediul întâi. Nu, o prindere la loc fapte. De ce? Că așa zic eu, Mișu, de-aia. V-am luat și dumneavoastră stică. Domn șef. Ce? V-am cumpărat și dumneavoastră o sticlă, cadou. Și așa băgați dumneavoastră numai porcării. Ce mi-ai luat? Aghiaz, mă, ce mi-ai luat? Sirop de brad. Ce dragul să fac eu cu sirop de brad? Ce să faceți cu el? La răceală, la stres, la reumatism. Păi știți cum mi-a rezolvat mie genunchii imediat. Plus că e natural 100% că ai făcut aici de măicuțe. Știi tu în ce condiții îl fac asta aici?
Păi ce, să iau de la magazin? De omoară ăștia cu el, cancerigene. Nu vedeți că au început să moară toți de tineri, ca muștele. Na, bravo, făcut la mănăstire pe dracu. I-a dus în Bulgaria. Ce? Made in Bulgaria. Ai, nu, că asta e... Bă, dă un... Unde, domn șef? Pe fund. Ah. E, o fi fost sticla cu oțet sau ceva în Bulgaria. E sticla, nu sirop. Uite-te, uite-te la drum, că ne bagi în șanță. Lasă-mă dracu cu siropul. Să-mi aduce aminte când ajungem în oraș să iau două baterii. Pe care? De alea normale, dublu. Alea cu iepurașul să țin cel mai mult, să știți. Ceva nou la mănăstire? N-a văzut, n-a auzit, n-a știut nimeni nimic. Poate chiar n-au auzit, săraci. Băi, știi cum sunt femeile, să știe tot într-un loc ăsta. Așa o fi afară, de acolo nu așa, să știți. Lasă-mă. Lasă-mă. Asta e semn, domn șef. Da, mă, știu. S-a mâniat Dumnezeu ăsta al tău. Nu râdeți, domn inspector, că așa e. Tot îi pădeam doasele, nu râdeți și dumneavoastră? Copiii își lasă părinții să moară de foame, soții să o moară între ei cu toporul. Ești nu-ți mai bine să mergi la servicii. Bă, te-am pus eu să te faci polițist. Lăsați că am văzut eu multe, dar nici chiar așa. Eu n-am pomenit asemenea grozăvie. Fata asta e omul Dumnezeu. Și-a întors fața de la noi, vă spun. Bă, termină cu religia asta, ta, te dau jos din mașină. Cum așa, domn șef? Măicuță barciucorită și bătută în halul ăsta. Spune-ți drept, ați mai văzut așa ceva? Doamne, ferește ce ce să mai înțelegi? Unde să-i mai dai de capăt? Săraca, măicuță. Mă, de câte ori trebuie să spun? O dată, de două ori, ce ai? Și fata asta nici măcar nu-i măicuță, dacă vrei să știi. Cristina Tofan, era în perioada de probă. Păi și dacă era în perioada de probă? Ce nu-i tot aia? Doamne, iartă și păzește. Nu ne păzește nimeni, Mișule. Nimeni nu ne păzește. Vezi tu cum conduce acolo și o să ajungem cu bine. Ia, bea o sticlă de țuică acum și fă o rugăciune. Ia, vezi, mai ajungem întregi? Ce dracu tot filozofia atâta? Să-i dăm drumul la animalul ăsta. Cât mai avem? Mai aveți 6 ore. Prelungiți-i cu treaba, cu permisul. Ce crezi că l-am ținut până acum? Băi, nu știu, dacă nu recunoaște nimic după atâtea audieri. Ce v-ați legat la capul dumneavoastră cu cazul ăsta? Și așa vă promovează la economist. Îl plasați lui Radu și gata. Se mai coace și el. Și așa i-are singur săracul. Are timp acum. Radu... Era să zic eu ceva. Și la ce mă gândeam? Dacă tot trebuie să-i dăm drumul, mai bine dăm niște sirop de braș și l-o trăvim. Nu râde. Dacă l-o trăvim, spune, o să vezi. Eu zic să duceți o sticlă acasă, totuși. Dați la nevastă, la copii, e bun. Lasă-mă cu siropul tău. Dă-i lui gagică ta. Nu e ecologistă, gagică ta? O să bucure. Să știți că m-am gândit să mă recăsătoresc. Dar ce ți-a venit? Ți-e frică că își găsește pe altul? Aia nu, dar mă gândeam așa. Nu mai gândi că e periculos. Păi, pe cine să mai îngăsesc acum? Orașul e mic, s-a tot golit. Cine n-a plecat și-a găsit deja. Azi că nu e chiar așa de mic. Sunt fete gârlă de toate vârstele. Nu vezi cum divorțează ăștia acum în stânga și în dreapta? A, să știți că m-am gândit că e păcat să mai pierd timp. Și, sincer vă spun, mai vreau și un copil. Pe câți ani ai? Am. Tu ai nebunit? Ți-ai să nu mai gândești de ce idei îți vin. Mai puteți la vârsta asta? Păi cum să nu pot? Știți cum merge? Nu așa, mă. A, am fost și la medic. Mi-a spus că e greu, dar nu e imposibil. Mă rog, zic și doctorii ce știu. A, acum știți cum e. Dacă vrea Domnul să-ți dea un copil, îți dă. Dacă nu, nu. Cum dă Dumnezeu. Corect. Trage un pic pe dreapta. Poftim? Trage un pic pe dreapta. Păi, de ce, domn șef?
Dă-te jos din mașină. Cum să-mi dau, domn șef, jos? Domn șef, cum să-mi dau jos din mașină? Mai sunt 5 km până la port. Foarte bine îi faci pe jos. Ieși afară din mașină. Și cum să merg pe jos 5 km cu genunchii? Ieși afară, ți-am spus că nu glumești. Ce mă tot frecea ta la cap cu Dumnezeu și cu îngeri păzitori? Ieși afară. Ce scuze, nu mai zic. N-am nevoie de scuze, am nevoie să te dai jos din mașină. Ieși. Am înțeles. Vrei copii, trebuie să fii în formă. Te aștept acolo. Mișule, ce faci, mai poți? Ia zi, cine a periat zona aeri? Să-l mai trimit odată. Da, urgent. Și păticul să mai ia doi băieți. Am găsit niște cioburi, s-ar putea să fie ceva. De ce de proști de-aia? Vezi că-ți trimit niște poze, le dai tu mai departe, să vină să fac altele cum trebuie. Ia unde?
Unde ești, mă, când te văd? Lasă-mă, important e să particip, nu trebuie să iei medalie de aur. O iei încetişor. Fii atent, vii cu băieții aici, n-atingeți nimic, ai înțeles? Bă, nimic. Și la întoarcere să oprești tu să iei baterii, da? N-am timp. Cu iepuraș, cu ce vrei tu. Hai, pa. Masculine din grup, foarte greu să armonizezi vocile de băieți și de fete. Este complicat, nu este atât de ușor, pentru că vocile băieților sunt baritonale, iar vocile fetelor mai subțiri și mai zglobi. Dar iată ce bine sunau toate piesele și ce rotund sunau toate piesele. El a fost recunoscut întotdeauna ca un fondator și dirijor de legendă corală românească. Inspector principal Marius Preda, am vorbit la telefon. Da, sigur. Haideți, intrați. Mulțumesc. Vreau să mă scuzați, am întârziat 10 minute. Nu e nicio problemă. Marieta, lasă-ne singur 5 minute, te rog. Îmi pare rău că nu m-ați găsit ieri, am fost la policlinică. Da, și eu am avut ieri o zi un pic amplină. Da, îmi dau seama. Mare păcat cu fata asta, dar cred că nici dumneavoastră nu vă e prea ușor. Cu ce? Ca polițist cu cazuri de-astea. Nici ca doctor nu-i mai simplu, presupun. Dacă o faci cu dragoste de oameni, orice meserie e frumos. Haideți, stați jos. Am stat toată ziua în mașină, mulțumesc. Vă ascult, spuneți. Păi n-am prea multe să vă spun. Fata a intrat pe la 10 și un sfert, 10 jumătate maximum. Mă rog, ea avea programare de la 9, dar am avut un caz mai greu și am mers puțin peste. I-am și spus asistentei că mi-am dat programul peste cap de cu dimineața. Cred că a venit singură, din ce am văzut pe hol. Adică nu părea că ar fi venit cu cineva. Stătea și aștepta. Nu scrieți nimic? Poftim. Nu scoateți carnețel ca în filme? Nu. Am memorie bună. Și-a făcut singură programarea? Da, prin telefon. Când? Acum 10 zile, 2 săptămâni. Poți mă uit dacă vreți data exactă? Nu, acum nu-i nevoie. Stați liniștit că nu mi-e greu deloc. Ia să vedem. Da, pe 19 și-a făcut. Și cât a stat? Un sfert de oră, 20 de minute. I-am făcut consultul, i-am făcut ecografia și pe urmă s-a răzgândit și a plecat. A plecat așa pur și simplu? Da, s-a ridicat, a zis că nu mai vrea și a ieșit. Așa a zis că nu mai vrea? Da. Deci n-a mai făcut avortul. Pe tocmai v-am zis, a zis că nu mai și a ieșit. S-a răzgândit aici cu dumneavoastră sau înainte? Asta nu pot să vă spun, se poate și una și alta. Sarcina? 2 luni și jumătate. Sănătoasă? Din câte am văzut eu atunci, niciun fel de probleme. Sigur? Da. Și altceva? Ați mai vorbit de tata, ați întrebat? Domnul inspector, la câte am văzut eu, mă învățat să nu mai întreb nimic. Să știți că nu avem ocupații atât de diferite. Amândoi încercăm să facem bine oamenilor.
Căsătorită? Nu, domnule inspector. Mai bine. Cu meserile noastre... Asta la ce folosește? Sigur vreți să știți? Da. Eu zic că nu vreți. Bine. Altceva? Nu. De ce aveți carnețel? Asta e numărul meu, în caz că vă mai aduceți aminte de ceva, doamna doctor. Am înțeles. Puteți să-mi spuneți Natalia. Bine. Nu vă mai țin. Mulțumesc. Plăcere, la revedere. La revedere. Le-ați uitat la mine. Mulțumesc frumos. Vreau să vă întreb. Băia sau fata? Copilul? Păi n-a ajuns încă la 16 săptămâni și nici atunci nu putem să știm sigur. Nu are șanse? Dacă are, mama are și el. Mulțumesc. Sărmână. Bună ziua. Domnul Mihescu? Domnul doctor este pe secție. Mulțumesc. Plăcere. Cristina. Arăți mai bine ca ieri. Ți-am adus sirop de bradă la mănăstire. Te răzgândit? Asta e. Uite-te la poze, nu la mine. Nu plec de aici până nu te uiți la toate pozele. Stau și până la noapte dacă trebuie. Și dacă nu vin și mâine, vin și poimine, vin oricât e nevoie. Nu scap de mine, ai înțeles? O luăm de la capăt. La poze, Cristina, nu la mine. Le țin aici până te uiți, jur pe toți sfinții și pe toți Dumnezei. Haide. Asta e. Nu trebuie să zici nimic, doar de din cap dacă e.
dă ușor din cap. Dă din cap, Cristina. Nu vrei să facem dreptate pentru ce ai pățit? Să plătească animalul ăla pentru tot ce a făcut? Nu asta vrei? Zici ceva, te rog. Zici ceva. De ce nu spui nimic? Ai uitat ce ți-a făcut? Vrei să-ți mai spun o dată sau altă și copilul ăsta? Vrei să crească mare sorela cu mașina, să o ducă și pe ea sub un pod? Asta vrei? Acum o să fie vina dacă se întâmplă așa. Zi dacă asta vrei, să rămână la libertate. Te mai întreb o dată. Asta e? Zi, asta e? Bine, Cristina. Jur pe viața mea că nu scapă. Cum e? Așa e bine. E foarte bine că n-ai intrat în comă. Am înțeles. Să știți că nu e voie să fumăm aici. Pot să vă pun o întrebare directă, fără supărare? Sigur. Spuneți, domnule inspector. Sunteți sigur că după toate loviturile astea, fata mai îndeplinea toate facultățile dumneavoastră? Da. Sigur? 100%?
Domnul inspector, sunt medic de 40 de ani și când spun ceva știu ce spun. Fata este lovită rău, dar este perfect conștientă. Nu, doctor. Fata asta a fost bagiocorită ca vai de ea. A dat la cu pumnul în neștire. A încercat să o strângă de gât, i-a dat în cap cu un bolovan. Și după aia a lăsat-o să zacă acolo într-o baltă de sânge. Și cu toate astea nu vrea să spună nimic, atace din gură. Cum să fii în toate mințile să aperi un jegos care ți-a făcut așa ceva? Este sigur că el e vinovat? Și eu fac meseria de ceva, să știți. M-am spus, n-are nicio problemă cognitivă. Am vorbit cu ea și ieri și azi, ce să mai spun? Păi nu știu că sunteți doctor. Ați mai văzut așa ceva? Eu nu. N-are niciun sens povestea asta, vă spun sincer. Dacă te-am văzut în viața mea, nimic nu mai are sens. Nu vedeți ce e în jurul nostru? Copilul mai scapă? Eu zic că scapă. E minune că nu l-a pierdut până acum. A, aveți dumneavoastră copil, nu-i așa? Da. Să vă trăiască. La revedere. O să fie bine. Ce faceți, zon? Ce mâncați? Păi ne-a lăsat mama tochitură cu mama Liva. Să zici lumea că vii mai târziu în seara asta, îmi trebuie la serviciu. Bine. Mergeți la Odila? Nu, doar marți și joi. Bine. Să ai grijă de sorta. Da. Vă iubesc. Ce faci? Bine. Am uitat să-mi iau ceva. Ce? O hârtie pentru birou. Stai la masă? Fac pui cu smântână. Nu. Cum ești? Mai tușesc, dar mai cam trecut. Bine că n-ați luat voi nimic. Să știi că vine Mirela pe la 8. N-am cum. Pa. Ce faceți? Mâncați? Da. Da. Bravo. Hai că vă dau și desert, da? Bine. Înțeles. Păi și Mișo a ajuns? Să lase treaba să vină la mine în birou. Da, acum să vină, că am zis eu de aia. Bine, pa. Să vreți să spuneți. Ce faci, mă? Vrei să fii șef? Mm. Vă rog să-mi iertați. Stai jos, că și așa te dor genunchii. Hai, domn șef, că n-am chem de glume. V-a trimis tipul mesaj. Ce mesaj? Că n-am primit nimica. Cu ciobură aia de la stopul spart. N-a putut ajunge azi. N-a spus, mă, să merg atunci, că e urgent? De câte ori trebuie să spun? Păi, l-a ținut șeful cu tirul aia de vin. Ce tiruri, mă? E nebun? Și cu Batin ce facem? Păi... Cât mai avem? 2 ore, nici măcar. Sună să-l scoate din arest. Păi, iar la audiație.
Credeți că spune ceva acum, al 12-lea ceas? Dacă nu spune, să fii toate la mine. Mă, unde-i dosarul lui? La șeful. Nu, dosarul lui de la circulație. Păi nu l-ați la dumneavoastră, nu știu. Radu? E la evidență. Să meargă direct jos. Să-l ia și păticul cu tot cu aparat. Alo? Lizuca. Te rog, caută-l pe Radu și spune să vină cu microbuz aici. Și să-l ia și păticul. A, și încă o cafea pentru domnul inspector Freda. Mersi. Mersi. Unde mergem? La locul faptei. Să vezi că acolo o să recunoască tot. Dar să știți că șeful e plecat, cum să mergem? Lasă-l tu pe șeful, că șeful nu e treaba ta. Mă descurc eu cu șeful. Păi bun, și cu avocatul ce facem? Ce să facem cu avocatul? Trebuie să vină aici să-l audieze. Mergem așa pe coclau. Ce... Mă, avocatul ăsta face ce vrea el sau face ce spunem noi? Domn șef, hai să facem așa cum se fac lucrurile. Ce Dumnezeu? Vrei să-l chem? Cheamă-l. Dar să nu se grăbească. Vine și el când poate. Domn șef, eu zic să nu-l luați prea tare. Azi am aflat că i-a murit și nevasta și fetița. Cine ți-a spus? E Radu, că l-a luat la puricat. Acum 10 luni, în accidentul ăla din chei, cu microbuzul răsturnat. Pe ce legătură are? De la măicuță a scos ceva? Nu. Îți dai seama, după tot ce i-a făcut ăsta, nu vrea să spună nimic. Și nu ți-am spus că unei măicuță? Hai, ne vedem jos. Vă am zis cafea, domn inspector. Mulțumesc frumos. V-am luat baterii. Se de patru, că n-am găsit de două. Vezi că te sun într-o oră. Da. Mă sun imediat înapoi, în trei minute. Nu trebuie să zici nimic, doar mă suni. Ai înțeles? Da. De ce? Că așa zic eu, de-aia. Și nu uiți, pentru că e foarte important. Nu uit, domn inspector, nu uit. Mă sunați într-o oră și după aia, în trei minute, vă sun eu înapoi. Da. Trimite pe cineva să ia cutiile astea de aici, să termine azi. V-ați scos. Dar acum, dacă vă mutați sus, vă rog să nu ne uitați. Mai treceți pe la noi din când în când, da? Polițist, ți-am dat eu voie să vorbești? Și la față ce ai pățit? Ai alunecat în celulă? Vezi, ți-am zis, ai grijă cum cași pe acolo, că e alunecos. Zici ce vrei. Cu avocatul când vine? L-am chemat, stai liniștit. Dar lasă-l și tu să respire un pic acum, ce-i căl? Să-mi dă vorbă că între prieteni. Dacă n-ai făcut nimic, n-ai de ce să te temi. Și după aia poate să vină și avocatul. Știi de unde vine acum? Te-am întrebat ceva. Nu. De la spital. Fata a văzut niște poze și te-a recunoscut, a zis că tu ești. N-am fost eu, domnul polițist. Vă spun sincer. Nu prea contează ce spui tu. Contează ce spune ea. Și acum noi pe cine să credem? Pe măicuță de la mănăstire sau pe unul ca din care e conceferul pe vise? Și nu e numai asta. Mai sunt și urme, mai sunt și... Nu e treaba ta. Doar că acum, dacă te-a recunoscut, e cam gata. Când ți-au suspendat permisul? Mai țin minte, acum 2-3 săptămâni. 2-3 săptămâni? Ce vorbești? Ce scrie la tine în dosar?
22 iunie. E o lună jumate de atunci. Suspendat 60 de zile, articolul 101, alineatul 3. Nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale și intercalarea în această coloană. Păi de ce, mă? Nu știi că trebuie să tragi pe dreapta când trece coloana? Și cum faci tu așa taximetrie fără permis? Ce ai în cap? Aveam nevoie de bani. Aveai nevoie de bani. Și ce, mai ieșit așa fără carnet în fiecare zi? Iertați-mă, domnul polițist, îmi pare rău. Am greșit, nu trebuia să ies, să circul așa fără permis. Vă mai spun o dată, nu i-am făcut nimic fetelei. Am luat-o din centru să o duc la mănăstire. Pe drum s-a răzgândit și a zis că rămâne la o cunoștință în sat. Și am lăsat-o acolo la șosea și eu m-am întors în oraș. Acolo am oprit și cursa, puteți să verificați aparatul. Bă, ți-am spus eu că poți să vorbești? Răspuns doar la întrebările mele, e clar? Și cum adică cunoștință? Ce cunoștință din sat? Vezi că n-am timp de prostiile tale și sincer nu prea mai nici tu. Zi cum a fost. Deci ai ieșit de pe șosea și ai parcat acolo, în câmp lângă pot, a? Vă mai spun o dată. Am lăsat-o lângă drum și m-am întors în oraș. Eu n-am ieșit de pe șosea. Ba, ai ieșit, zi cum a fost. Nu s-a speriat când ai ieșit de pe șosea? N-am ieșit, vă dau cuvântul meu. Și urmele de cauciucuri de pe drum? Poate când am întors acolo, așa spunea și avocatul. Bal dracu avocatul ăsta, cât știe el. Bă, mi-am venit o idee. Poate avocatul a violat-o. E fustangiu, a? Păi dacă tu nu, atunci cine? Dar tu ai verificat în portbagaj când ai plecat în cursă să n-ai avocat pe acolo? Hai că el trebuie să fi fost. Când ai întors tu acolo sus, a dat jos și a violat-o, a? Ce zici? Hai, lasă că-l întrebăm noi când vine. Vezi cum îmi pierd eu vremea cu tine? Știi ce-s astea? Zi-mă, știi ce-s astea? Poze cu cioburi de stop. Și astea și ce sunt? Poze cu stopul tău spart. Ce zici, să potrivesc? Că eu zic că da. Dar lasă că ajungem acolo și ne spui. Unde? Unde? La pod. Unde? Uite, ai dat cu spatele când ai plecat și ai atins și stâlpul. Dacă n-ai carnet normal, nu știi să dai cu spatele. Acum chiar că ai pus-o. Nu te mai salvează nici avocatul, nici mama avocatului, nici tasul, nici dracu nu te mai salvează. Bă, Ticule, tu ai baterie la blițul ăla? Da, șeful, cum să nu? Se poate. Zici că n-ai ieșit de pe șosea? Păi ce căutai, mă, cu mașina la locul faptei? De fapt, știi ce? E mai bine că taci acum. Ajungem acolo și ne spui. Dar centura de ce nu ți-o pui, mă? Pune asta o frână, dai cu capul de bancheta din față, spargi fața și pe aia dai vina pe noi. Uite și tu, Mișule, vrea să dai vina pe noi? Hai, bă, lăsați-l în pace. Dă și tu drumul la radio, te rog. Să mai spun o chestie. Când ajungem acolo, rămânem doar noi, fără spectatori. Înțeles? Nu ne vede nimic. Și acolo stăm și vorbim până ne spun tot. Înțeles? Zi, mai înțeles? Zi? Zi, mă, morți! Hey, Marius, morți! Băi, morți! Marius! Mă, înțeles? Ba, înțeles, mă?
Izuca, în 3 minute. Bine, pa. Domn șef! Inspector, ăsta s-a pișat pe el. Ce facem cu el? Ora exactă. A fost ora 5. Domn șef, ce facem cu el? România actualități. Vine pasul cu viața. Radu, du-l la pod. Du-l să vadă cioburile, bagă-l cu nasul în ele. Picule, mergi și tu și fă poze. Da. Le faci bine de data asta. Da, șef. Mișu. Cât mai avem? Mai puțin de o oră. Ziceți dumneavoastră că o să ciripească? Nu știu. Ar fi bine, că altfel ne face șeful arșice. Vă zic eu, ne omoară. Vezi că am vorbit cu Lizuca. Am rugat-o să mă sună să mă prefac că a murit fata. Haideți, domn șef. Serios să spun. Vreau să-l curentăm un pic. Și dacă nu recunoaște, mă las singur cu el. Nu trebuie să ne vadă nimeni, da? Domn șef. Nu-i fac nimic. Îl sperii. Atât. Du-te și adu-l. Du-te. Am înțeles. Băi! Ia duce-ți-l încoace. Hai, hai, hai. Ai văzut cioburile? Zi, mai văzut cioburile? Da. Și? Nu sunt de la mine. Cum nu sunt, mă, de la tine? Dar de la cine sunt? De la avocat sunt. Este? Cum ai făcut să nu se sperie când ai cutit pe câmp? Zi, mă! Că am o curiozitate așa de asta de polițist. Cum ai făcut să nu se sperie când ai cotit pe câmp? Că n-am văzut nicio urmă de bătaie pe mașină. Zi! N-am cotit pe câmp, domn polițist. N-ai cotit pe câmp. Vezi că n-am toată ziua să-mi pierd cu tine pe aici. Dacă ești băiat de treabă, îți promit că termină repede. Zi cum ai făcut să nu se sperie. Zi, mă! N-am ce să vă zic, domn polițist. N-ai ce să-mi zici. Vă spun adevărul. Vezi, mă, noi vorbim frumos cu el și el spune adevărul. Nu? El spune adevărul, morții mătii! Adevărul! Da. Fă-mi legătura. Am înțeles. Știi de unde m-au sunat? De la spital. A murit. Ai auzit, mă, lasă-mă, a murit fata asta! Ai auzit? Zi cum ai făcut! Zi-mă cum ai făcut! Acum nu mai ești violator. Acum ești criminal. Acum nu ne mai jucăm. Gata. Zi. Zi cum ai făcut să nu se sperie. N-am ce să vă zic, domn polițist. N-ai ce să-mi zici? V-am zis, vă spun ultima dată, am luat-o și am dus-o acolo sus pe pod, ea a plătit, a ieșit, eu m-am întors în oraș, ce vreți să vă mai zic? Mișu, du-te și fă pipi. Haideți, domn șef, că du-te cum am vorbit și fă pipi.
Te chem eu. Du-te, Radu. Pa, Mars. Du-te. Hai cu mine. Hai cu mine. Ameș. Haide. Hai că nu-ți face nimeni nimic. Haide. Nici că mă morții, mătii. Zi-mă. Zi-mă cu toți morții, mătii. Zi-mă cum ai făcut. Zi-mă. Bă, vezi că nu plecăm de aici până nu spui, Tom. Nu plecăm de aici până nu dăm timpul înapoi, ai înțeles? Îmi spui dacă ai dat în ea. Îmi spui dacă a durut-o. Îmi spui dacă ai lovit-o. Îmi spui dacă ai strâns-o de gât. Îmi spui tot, mai înțeles? Zi-mă, fă și tu ceva bun să nu fi murit fata asta de pomană. Zi-mă. Sus, 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 sus! Sus în morții, mătii. Ia zi-mă. A vrut să se schimbe. Și? A vrut să se schimbe, dar asta nu s-a speriat. Deci a ieșit de pe șosea? Da. Vezi, mă, că a ieșit. Vezi, mă, că a ieșit. Sus în morții, mătii. Sus, sus am spus. Atunci ți-a venit ideea? Zi-mă, atunci ți-a venit ideea când așteptai mașină? Sau ți-a venit înainte când erai pe drum? Zi-mă când! Ce făceai, mă, mașină? Zi-mă ce făceai, mașină? Ascultam muzică. Ce muzică ascultai, mă? Bă, tu-ți bagi joc de mine, tu-ți morți. Tu-ți bagi joc de mine. Sus! Sus, am spus! Sus! Vino încoace. Zi-mă. Zi-mă. Ascultai muzică, domn polițist. Ascultai muzică? Ce-ai avut, mă, cu fata asta? Ce-ai avut, mă, cu... Uicuța asta, ce-ai avut? Zi-mă ce-ai avut! De ce ai violat-o? Nu știu. Nu știi? Nu știu. Vrei să spun eu de ce ai violat-o? Vrei să spun eu că ești un nenorocit și un animal. De asta ai violat-o? Da, domn polițist. Zi să te aud eu. Sunt un nenorocit și un animal. De asta ai făcut ce ai făcut? Da, domn. Zi-mă! Tu-s morți, măte. Unde ai violat-o, mă? Arată unde ai violat-o. Arată, arată, arată. Unde? Acolo? E sigur că acolo? Mai arată o dată. Foarte bine. Hey! Mișloia, sună la secție. Lasă pistolul jos. Marius, lasă pistolul jos. Bă, lasă-mă pistolul jos, auzi, dă-i drumul. Hai, du-te la apă acolo, stai acolo. Du-te și stai acolo. Alo? Alo? Macarie sunt. Fă niște poze, nu mai stai așa. Trimite două echipaje. Pe DG15. La pod, la kilometru 9. Hai că e urgent. Urgent, n-auziți. Bine. Bine. Păi, deci nimeni n-atinge nimic, da? Bine. La pod. Bine, bine. La pod. La kilometrul 9, da. Bine. Am înțeles. Am înțeles.
Da, domn doctor. Când? Șef! Inspector, ăsta s-a pișat pe el. Ce facem cu el? Ora exactă. A fost ora 5. România Actualități. Ține pasul cu viața. Domn șef, ce facem cu el? Băgați-l în mașină. Păi, și cum am venit așa degeaba? Bagă-l în mașină, Mișule, sună avocatul. Ce? Să vină direct spre noi, dacă nu s-a pornit deja. Hai! Am înțeles, hai. Dar numai bine îl băgăm noi în portbagaj? Cu te ca dracu. Eu nu stau lângă ea. Nici eu. E, lasă-l să stai lângă șef. Stai, stai pe-mă, benzină din roșinzalul ăsta? Lasă-l, mă, în pace, mai. Ce să-l las, mă, că n-a băut apă în viața lui. Stai la distanță. Bă, tu-ți mai vrei. Hai. Am fost alături de dumneavoastră pe 104,6 MHz.
De ce e viața sucită, că nu e bine gândită? Tocmai când te simți mai bine, vine toamna, vârstei vine. Și mai vine după toamnă, una care-i zice doamnă, care nu ne ține o coasă când te caută pe acasă. Când te caută pe acasă. De ce e viața sucită, că nu e bine brodită? Când ești tânăr și fierbinte, ai de toate, dar n-ai minte. Primăvara te sărută și tu zici mai sunt 100, și-abia când vezi că sunt 10, tragi de ea să nu mai plece. Tragi de ea să nu mai plece. Așa sunt eu vorbăreț, când beau câte un șprițuleț, mai spun câte o prostie, păcatul-i omenesc. Așa-s eu la un pahar, când e dulce și amar, și fac filozofie până mă trezesc. Dar zău că-aș face o minune, când vine omul pe lume și-l aduce barza-n coș, la început să fie moș, mă. Și să-ntinerească apoi, până la vreo 32, 32 de ani am spus, n-accept niciun an în plus, n-accept niciun an în plus. Păi spune omule, spune, că n-ar fi rea o minune, să fii tânăr cât ai vrea, o viață și încă ceva, mă. Să ai inimă nu cort, cine n-o fi de acord și mi-o face vreun reproș, să se întoarcă iar în coș, să se întoarcă iar în coș. Așa sunt eu vorbăreț, când beau câte un șprițuleț, mai spun câte o prostie, păcatul-i omenesc. Așa-s eu la un pahar, când e dulce și amar, și fac filozofie până mă trezesc. La 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 la